mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Important, stimați invitați, domnule primar, stimați părinți, dragi elevi. Bine ați venit în noul an școlar! Suntem în clasa a treia, mai mari, mai frumoși, mai veseli. Ne întâlnim după o vacanță de 3 luni în care ne-am distrat, dar acum urmează și o distracție organizată. Suntem la școală, așa-i? Cine? Domnule primar, noul an școlar începe în Comuna Boroaia cu o sumedenie de noutăți și un proiect care aduce noi dotări în toate școlile. Așa cum am obișnuit în ultimul timp elevii, dar și cadrele didactice, 9 septembrie 2024 vine cu noi investiții în infrastructura școlară. Și aici fac referire la o gamă largă de dotări. Această gamă e cu trimitere atât la dotarea privind echipamentele de digitalizare a învățământului, dar și dotările specifice unităților de învățământ și grupele de vârstă. Acest proiect a fost posibil datorită accesării fondurilor prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1 milion de lei. A fost grupată în 6 loturi privind achizițiile publice. În momentul de față am recepționat 3 loturi. În curs de implementare sunt 2, iar al treilea lot sperăm în luna noiembrie să-l putem implementa. Sigur, acest proiect vine în completarea altui proiect pe care l-am finalizat anul trecut, cu o valoare de aproximativ 800.000 de lei, tot privind dotările din unitățile de învățământ de pe raza teritorială a Comunei Boroaia. Aceste echipamente, așa cum am spus, sunt deja folosite, sunt deja puse în valoare de cadre didactice, dar și de elevi, de la toate structurile școlare. Tot acest efort financiar, bineînțeles, se face cu un singur scop. Pentru a crește performanțele învățământului din Boroaia și, cum am spus astăzi, la deschiderea anului școlar, cu toții suntem aici pentru a construi viitorul acestei comunități. Cu toții, când spun, mă refer la profesori, la elevi, la părinți, dar nu în ultimul rând administrația locală. Dragii mei, bine ați venit în noul an școlar, în clasa a treia. Ați crescut, sunteți mai mari, mai frumoși și mai veseli. Cine se bucură de începerea anului școlar? Încă de la început, cred că vom avea un an bun, un an rodnic, un an cu multe provocări și cu multă distracție. Ia să vedem, ce ați observat voi deosebit când ați intrat în clasă? S-a modernizat? Cine s-a modernizat? Clasa! Clasa! Ce avem? Avem o tablă interactivă. Ce mai aveți pe măsuță? Ia să vedem. Niște tablete. Vai, ce vă plac vouă tabletele. Ei, dragi copii, toate aceste cadouri, că le putem spune și așa, au apărut în clasa noastră. Știți de ce? Și de unde? La ce vă gândiți voi? Cine vi le-a dăruit? Cine? Domnul primar. Ei, chiar domnul primar, nu, dar prin bunăvoința dumnealui și a Consiliului Local Boroaia, clasa noastră s-a modernizat și avem
această tablă pe care o vom folosi cu succes la orele noastre de curs. Avem aceste tablete pe care de asemenea le vom folosi cu succes. Ca fiecare an am fost uimiți de pregătirile care ne aștepta școala pe noi și pe copiii noștri. Școlile sunt foarte curate, școala este foarte curată, dotările sunt la nivel înalt față de alte școli, bănuiesc. Copiii au tablete, e totul nou, e totul curat, toți copiii au manuale. Administrația locală și-a făcut treaba, împreună cu doamna director, pe sigur, și cu cadrele didactice în această școală. Suntem, ca și părinți, suntem foarte mulțumiți să ne aducem copiii aici la școală. Vă întâlnim astăzi cu cărți noi, cu tablete, așa cum se spunea și în întâlnirea de pe platou, deci cu dispozitive IT noi. Fiecare dintre voi va avea câte o tabletă pe care o va putea folosi de-a lungul anului școlar, atunci când va fi cazul, că nu vom exagera de asta. Poate nu cred că e cazul chiar la fiecare oră. Noi ne bucurăm că avem și o tablă inteligentă pe care o putem folosi și știți că folosim când accesăm manualele digitale, astfel încât activitățile noastre la ore să fie frumoase, atractive. Și să veniți, dragi copii, cu plăcere la școală, de drag, de dragul de a învăța. Școala Vasile Tomegea Boroaia a deschis porțile unui nou an școlar, 2024-2025, cu multe noi dotări. Cu această ocazie vreau să mulțumesc, în primul rând, Primăriei Comunei Boroaia pentru stadiul la care a ajuns școala noastră. Din punctul meu de vedere, poate arată mult mai bine decât o școală de oraș, noi situându-ne într-o comună. Vreau să mulțumesc domnilor profesori și învățători pentru răbdarea și implicarea de care a dat dovadă, dat fiind faptul medaliile și rezultatele obținute la nivel național. Vreau să mulțumesc și părinților și să le urez copiilor un nou an școlar cu succes, cu medalii, cu rezultate bune la învățătură. Noi, ca și părinți, suntem foarte mulțumiți de noile dotări. Școala a făcut un pas important în față și așteptăm rezultate pe măsură din partea copiilor noștri. Mulțumesc! Prea cu cerniți părinți, doamnelor, domnilor, educatori, învățători, profesori, stimați părinți, dragi elevi, cu toții suntem astăzi aici și cu toții gândim, așa zic eu, într-un singur scop, pentru a construi viitorul acestei comunități, comunitate frumoasă, zic eu, comunitatea noastră boroiană. Școala, de fapt, reprezintă viitorul acestei comunități, așa cum vom ști să gestionăm aspectele legate de școală, de conduită, de pregătire, așa vom beneficia în perioada următoare de frumusețea acestei comunități. Administrația locală și în această vară a fost alături de școală. Dacă anul trecut au fost investiți prin fonduri europene și o mică contribuție locală, dotările pentru toată structura școlară din Comuna Boroaia și ceea ce spun aici este valabil și pentru Giulești, și pentru Moișa, și pentru Săcuța, și pentru Bărești, chiar dacă nu mai funcționează școala, și pentru școala numărul 2. Așa cum spuneam, deci anul trecut am reușit să încheiem un proiect european cu finanțare de aproximativ 800.000 de lei privind dotările școlilor. Anul acesta suntem în curs de implementare a unui proiect tot cu fonduri europene și o mică contribuție proprie din bugetul local de aproximativ 1 milion de lei. Până la această dată am adus în incinta școlilor, și o să vedeți, dragi elevi, echipamente
de aproximativ 450.000 de lei, urmând ca în perioada următoare să completăm aceste dotări din punct de vedere al dotărilor, echipamentelor digitale, mobilier, materiale sportive. Și dacă tot vorbim de materiale sportive, rugăminte mare cadrelor didactice care au ca și activitate această activitate sportului. Nu degeaba am construit această sală de sport. Rog din suflet ca toți copiii din Boroaia să beneficieze de această sală de sport pentru a aduce un echilibru în compensarea folosirea echipamentelor digitale cu folosirea sălii de sport. Deci insist, cadre didactice, vă rog competiții sportive, vă rog jocuri multiple, vă rog să activați efectiv copiii în sala de sport. De asemenea, vreau să insist un pic pe zona administrativă și să audă în toate școlile. Noi construim, noi facem dotări. Modul de păstrare, de conservare, vă rog să aveți în vedere să folosiți aceste unități școlare, să folosiți aceste dispozitive ca și cum ar fi ale dumneavoastră. Dacă le păstrăm, le avem. Mentenanța lor este foarte, foarte scumpă. De multe ori posibil și nu mai putem să reparăm aceste echipamente digitale. De asta insist, cadrelor didactice care aveți în aplicarea metodelor practice și copiilor, folosiți-le în așa fel încât să vă puteți folosi și la anul sau și frățiorii voștri să poată folosi aceste echipamente. Bineînțeles, tehnologia evoluează, dar ceea ce veți vedea în sălile de clasă, vă garantez că în următorii 4-5 ani va rămâne perfect valabilă și vă puteți ajuta. Eu vă mulțumesc de pe acum pentru modul dumneavoastră de abordare civilizat, corect, a acestor echipamente și modalități de învățare. Închei aici urându-vă succes în anul școlar ce urmează. Rezultatele dumneavoastră nu onorează doar părinții și cadrele didactice, ci onorează întreaga comunitate boroiană. Pentru că, știți prea bine, în momentul când un elev de clasa 8-a, se spun că este admis la un liceu important din Suceava sau undeva prin țară, Tălticeni, prima dată este întrebat de la ce școală vii, de unde, din ce localitate. Și după aia celelalte întrebări. Sănătate multe vă doresc. Administrația locală, cu siguranță, prin mine, va fi alături de dumneavoastră, alături de eventualele probleme care apar inevitabil și în anul școlar pe care astăzi îl începe, dar cu atenție, cu grijă și cu mintea limpede, sperăm să le rezolvăm pe toate. Succes încă o dată și Doamne ajută!